Salutare, frații mei, astăzi vom juca Brewhaven și vom face viața unui crocodil humanoid pe Brewhaven. Crocodil și o pârlă, nu știu ce e asta. Mă rog, să facem un pic de sală. Mamă, ce greu este! Mamă! Așa de mai greu tot n-am avut în viața mea. Mamă, sunt și fac și mușchi. Acum o să mă răzbun pe toți care mă enervează în momentul ăsta. Acum o să atrag cât mai multe fete să uite la mușchii mei. Ia uite cum ridic aici. Ia, aici ce putem face? Facem de-astea abdomene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, camionul, bă, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Câteva ore mai târziu. 997, 998, 999, 100. Acum ne-am antrenat, am făcut 100 și acum e timpul să alergăm. Mușchiulos, sunt extrem de mușchiulos, musculos, nu știu cum se zice corect. Delivery, ce găsim noi aici? Wow. Job. Ce job găsim? Take bread, quit. No. Nu îmi place ce este aici. Noi vrem să facem foarte musculoși. Că băi mă, fraților, ce facem noi aici? Să noi ne facem musculoși sau să ne prostim? Noi trebuie să fim foarte musculoși. Aici am fost. Tom Toroto. Am făcut tot ce trebuie. Acum haide să mergem la școală. O pizza. Dar nu mai cumpăr nimic, în fine. O să-mi iau motocicleta mea cea frumoasă și o să mergem la școală și o să învățăm. Haideți să dăm drumul la muzică. Dăm drumul la muzică. Ca să ne părem și noi mai tari în fața străzii. Am ajuns. Oh, nu. E miercuri. E ora 4. Am ajuns, am întârziat extrem de tare. Oh, nu. Ce aveam prima oră? Engleză, ok. Oh, doamnă profesoară. Doamnă profesoară, îmi cer scuze că am întârziat. Dar am fost și eu. Matematică?
Oh, doamna, doamna profesoară, eu n-am apucat să vin deoarece am dat, am fost un pic până la acasă și am avut ceva probleme. Da, doamna profesoară, și 2 plus 2 este egal cu 4, doamna profesoară. Ce zice această profesoară? Am zis 4, păi am zis că este 4. Mai am de stat câteva minute și că-ți cere scuze. Afară? Oh, nu! Doamna profesoară, îmi cer scuze că am fost un copil foarte dezamăgit și des nou în această clasă. Da, doamna, promit că de mâine o să fiu cel mai cuminte crocodil din clasă, că nu pot zic. Și stați că mă sună bunica, trebuie să mă duc acasă. La revedere. Ce slabă la minte a fost. Acum trebuie să mergem la culcare. Ai și noapte bună.